Vă salut pe toți, băieți. Astăzi am venit să fac un tutorial. L-am promis și pe server și pe Discord. Cum știți, dacă nu știți, s-a adăugat un update prin care vă puteți personaliza skin-urile cum doriți voi, să o faceți cu Supreme, cu numele vostru, efectiv cum vreți voi se pot face. Prin acest tutorial o să vă arăt o aplicație cu ajutorul căreia o să puteți să luați ca la o textură, remap-ul la skin. Bun, aveți linkul în descriere la tot ce o să fie să vorbesc, aveți link în descriere. În primul rând, după ce descărcați, o aveți așa în arhivă. Voi faceți un folder pe desktop și trageți fișierele astea 3, TX the Workshop cu texte. Bun. După care deschideți aplicația. Grijă mare să aveți MTA-ul sau GTA San Andreas-ul închis, să nu-l aveți pornit. Dacă l-aveți pornit, nu vă funcționează. Dați la Open IMG. Aici la OpenIMG dați unde aveți voi instalat GTA San Andreas. Exact unde aveți voi GTA San Andreas, nu MTA, GTA San Andreas, unde aveți instalat. Eu l-am aici în GTA, după care intrați la Models, și dați click pe GTA 3 IMG, aceasta de aici, GTA 3 IMG. Dați deschidere. Până aici vi s-au descărcat, vi s-au deschis multe chestii. Intrați pe MTA Skin ID. Vă alegeți de aici un skin pe care ați vrea voi să vă faceți editing-ul. Eu aș zice că vreau pe să aleg un skin. Nu știu ce să aleg, vreau ceva așa mai simplu, ca să pot să vă arăt rapid. Pam, 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 stai să aleg un skin acum rapid. Hai că nu găsesc acum niște skin-uri, frate, să mă bată la GB. Nu era la cu staff. Mă știu cum era asta, să caut un skin. Mexican, nu. Sweet. Păi și sweet ești mecheu, dar nu, nu vreau, vreau să fie ceva să scriu eu. Hai să luăm. Skinul ăsta cu Big Smoke, să scrie ceva pe armură aici, pe hai să luăm skinul ăsta cu Big Smoke, da? Deci luăm numele ăsta. Smoke V, aici luăm numele. Băgăm aici și punem punct TXD. Dăm click aici pe el, ne-l-a arătat. Dăm aici ok la asta și o să ne apară chestia asta. Deci asta este remap-ul, cum ar fi remap-ul. Îi dați export, îi dați PNG, îi dați pe desktop. Bun, și vi s-o dat. Puteți să închideți asta. Bun, după care intrați aici pe asta, deschideți Photoshop-ul, îi dați New File, 1024 pe 1024 puneți, transparent, dați OK, dați Open, luați ăla cu Bixmox, stați să-l găsesc. Unde Depinde că mai găsesc pot la cubic. Uite aici, smoke ăsta. Bun, îl luăm. Îl punem aici. Îl tragem să fie așa mare. Așa. Asta este skin-ul. După care aici putem să scriem noi pe armură ceva. Mi se pare că asta este fața sau spatele. Nu știu. Este fața. Deci aceasta este fața. Scriem noi aici. Punem. Scriem ceva, vedeți, luăm un font și punem, luăm fontul ăsta și scriem Rage. Ne-o luăm așa și îl facem mare. Punem aici pe față, scriem Rage. Putem să-i punem multe chestii, dar eu las așa, Rage. Pe aia argea pe față, pe armură. Și pe spate îi pun, nu știu, pun
Ceea de genul. Arate. Puteți să-i dați tot. Fața, puteți da să iau și o pereche de bluză schimb și blugi. Văd că acolo sunt ochii. Stai ochi? Serios? Sau, nu știu ce, stai ochi. Stai că parcă aveam... Mai am. Ăla, aveam niște... Ei, stai să caut să vă arăt. Asta cred că e. Ia, asta e. Da, asta. Și aici luăm, am eu niște pantaloni și chestia asta, o pereche de pantaloni. Ia să iau eu... Pantaloni ăștia purple. Ia eu pe ăștia, așa. Schimb eu pantaloni ăștia suruți. Ia, stați așa. Editați voi cum vreți, puteți editați, ca să știți. Stras. A, dați 2 secunde, că e. Dacă văd asta aici, pe Photoshop, cred că e criptat. Nu știu cum se repara asta, că sunt mai prost. Nu știu ce are, aici nu pot să tăi ce are. De fapt, e o schemă aici, schemă rapidă. Nu prea în Photoshop, nu prea fac texturi, pun pe alții care știu. Eu vă arăt aici un model numai. Cum să vă puteți face. Vedeți, asta merge, văd. Ce-a de genul? Stați așa. Vreau să șterg și asta. Stau, o să stai pe asta. Nu, eu stau mai mult. 3 minute am pierdut, urma să fac pantaloni ăștia. Să vă piciorul de nou. Stai că-i fac rău să fie făcuți. Rapid. Nu mă judecați, nu mă pici la Photoshop. Bun, hai să zicem. Și luăm... Mai mărim un pic ca să fie așa aici. Ceva de gen așa. Eu nu înțeleg care e faza cu ochiul ăla, bă, aia nu înțeleg eu. Nu înțeleg care e faza cu ochiul ăla. Ia stați. Aici e ochiul. N-am făcut bine, că aici e ochiul. Deci aici e ok. Așa. E bine, și dăm save, dați save. Dați punct aici la până G. O salvați. Dați ok. Stai că se salvează, ce proces e să salvează. Gata, salvat. Asta de aici este. Îl puneți pe un Discord dacă vreți, îl puneți undeva pe Discord, dar să... Mergeți pe un Discord. Rebecca, știi Rebecca, de prea. Mergeți pe un Discord. Trageți ăsta, skin-ul vostru, trageți. Sau pe imgur, puteți să puneți și pe imgur dacă vreți. Îl pun pe Discord că e mai rapid. Îi dați trimitere.
Așa. Acum intrați pe MTA. Sper să am rost să mă bagi rapid când vreau să fac. După ce ați intrat pe MTA, veniți la bingo-ul ăsta sau orice bingo, dar vă recomand bingo-ul ăsta din Grove Street. Locația este aici, la Grove Street. Vă puneți marc, veniți. Intrați înăuntru. Și nu mergeți astea trei NPC-uri, mergeți aici. La NPC-urile, vezi că băieții își fac skin-uri aici. Fac skin-uri, faine băieții. Veniți aici la băiatul acesta. Vă copiați link-ul, deci luați link-ul. Dați click dreapta, dați copii. Nu copii, mergeam eu. Copiază link-ul. Intrați aici, dați click pe el. Vorbește. Și aici vor multe skin-uri, da. Dați nou. Skin de bază, ID-ul, mi se pare că era, nu știu ce ID era 311 311 URL. Aici privat vă lăsați dacă vreți să fie, deci dacă vreți să fie, să vedeți, să puteți să luați mai voi, lăsați privat numele vostru și atâta. Preț, puneți $1, dați salvează, ieșiți, intrați iară, dați vorbește și de bifați asta. Și aici o să vedeți skin-ul vostru. O să vă căutați privat, eu fiindcă sunt fondator, vă toate skin-urile. Și uitați aici, apare ID-ul 311, da? Dați cumpără. După ce îl cumpărați, o să-l aveți în inventar. Și o să căutăm acum skin-ul în inventar. Asta este. Și așteptăm să se încarce. Se încarcă în câteva secunde, dacă skin-ul este mare. Deci, se va încărca. Așteptăm un pic. Deci, așa arată skin-ul. S-a încărcat. Deci, puteți să-l editați altcumva. Mult mai smecher puteți să le editați. Eu l-am făcut așa, cum a picat. Vedeți cu YouTube, așa arată YouTube-ul pe spate. Dar bine, îl vedeți, voi le editați cum vreți. Aici e cu Rage. Înțelegeți voi. Cam asta este. Bă, dacă v-a ajutat acest tutorial, dați mai departe și la altcineva. Eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare. Rage România, vă așteptăm!